Tanti Victorița spune că este o mătușă mai îndepărtată a băiatului și o ajuta de multe ori aducându-i lemne acasă. Femeia a fost violată și anul trecut, după ce băiatul i-a adus lemnele. De data aceasta însă minorul s-a îmbătat și a vizitat-o din nou. Ce a ieșit? S-a culcat cu mine. Nu v-ați opus? Păi dacă am fugit, da, s-a culcat cu mine, știi? Dar pe urmă am scăpat. I-am plecat la WC-ul. Bătrâna povestește că totul a durat jumătate de oră, după care s-a îmbrăcat și a plecat. Zâmbetul de pe buzele femeii arată însă că nu s-a supărat chiar deloc, ba chiar că este fericită. S-a culcat cu mine. Da, i-a luat ceva timp să vă dezbrace. Băi, te-ai dezbrăcat singur, că dacă nu te omăra. A făcut prostii cu mama? Da. Și anul trecut? Da. Dar n-am spus că mi-a fost rușine. La voi. Datorită fratele meu. Ce-a făcut fratele tău? El m-a luat peste tot. Eu nu știam, eu am venit de la Creava pe 5 ianuarie și el m-a luat peste tot pe mine. Te-a luat la furat? Da. Deci eu vă spun adevărul. Tu n-ai vrut să te duci sau cum? Te-a luat așa cu forța? El mi-a zis dacă nu mă duc, mă bate. Și am fost bătut de ateaure. Sunt mai mic ca el și m-a bătut de ateaure la țară. Și acum v-a prins poliția. A prins acum. Din cauza lor. Ascultă, eu nu ne că eram la Vogan, la Lovan. Pu, la rul, nu ne. Tată, cu nevasta mea, uite, nevasta mea aici. Te răzește, te tu, muierea mea. Mărică, zucă tata plocii tăi. Ha!